Finalul lunii noiembrie vine cu noutăți în sălile de sport din Giurgiu. La sala din complexul sportiv Marin Anastasovici, sâmbătă și duminică se va desfășura ediția 5-a a Cupei Dunării la tenis de masă. Organizată de Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, Asociația Județeană de Tenis de Masă și Clubul Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu, vor participa peste 100 de sportivi din 12 cluburi, competiția fiind deschisă sâmbătă băieților și duminică fetelor. Tot duminică reîncepe și campionatul handbalistic la Junior 2 cu echipa noastră Constelația în deplasare în capitală, unde Giurgiu venii vor întâlni formația CSS 2 București. Băieții noștri au terminat turul pe locul 3, la egalitate de puncte cu formația plasată pe locul 2. Poziția din clasament fiind una care le asigură calificarea în turneul semifinal, unde vor merge primele 4 echipe din fiecare serie.